Jos Republica! De ce? Pentru că de zeci de ani trăim într-o republică impusă de invadatorii sovietici și de trădătorii din țară. În 1947, abdicarea regelui Mihai din 30 decembrie este total ilegală și în fața legii de drept internațional nu se poate să fie acceptată. Deci, de fapt, nu se poate considera abdicare, ceea ce a fost în 30 decembrie 1947. Regele Mihai, de fapt, este în continuare regele nostru. Republica, de fapt, nu poate fi considerată republică, ci doar un control politic făcut de către partide care nu poate fi de drept acceptat de către oamenii din țară. Lupt împotriva republicii pentru că există foarte multă corupție și nedreptate socială în țară. Și, de exemplu, acum să vă spun ceva concret. Fiind medic stomatolog, lucrez cu oamenii de 14 ani. Oamenii, cum să spun, nu își dau seama de fapt de ce trăiesc greu. Pentru că statul îi nedreptățește. Pentru că statul român nu are grijă de oameni. Pentru că nu îi protejează social. Ei au impresia că dacă ar veni regele Mihai, ar fi partide de dreapta sprijinite. Dar nu e adevărat. În fața regelui toate partidele sunt egale. Și partidele care sunt votate de oameni ar fi la putere. Dar cineva deasupra tuturor acestor partide trebuie să vegheze, să se respecte o Constituție. Dar o Constituție dreaptă, cum e Constituția numestul 23, nu o Constituție care ia apărarea partidelor atunci când fac nedreptăți sociale și nu protejează omul în fața problemelor sociale. Și cum ați hotărât să acționați, vă văd aici în fiecare duminică. Până când? Voi lupta până când voi elibera țara de republică și de trădători. Pentru că lupta va continua până la victorie. Țin legătura cu foarte multe persoane din țară și informez pe cei din grupurile regaliste din țară și o să facă și exact cum fac și eu. În fiecare oraș aștept măcar în anumite orașe o dată pe săptămână să fie demonstrație de forță de partea regaliștilor în care să ne ridicăm și să luptăm pentru eliberarea noastră ca națiune. Deci am justificare pentru că salariile și pensiile țara asta sunt nedrepte. Eu, de exemplu, ca medic stomatolog, nu am asigurare stomatologică pentru pacienții mei, eu nu pot să fac meseria, nu am prețuri pentru lucrările mele stomatologice, oamenii nu pot veni la cabinet, cu toate că am pacienți care așteaptă să intre intervenții, nu pot să-și plătească intervențiile, statul trebuia să le asigure tratamentele, să plătească statul, nu vrea să fac asta, e un exemplu concret în care Republica își bate joc de oameni. Și vreau să spun, Republica nu înseamnă România, Republica înseamnă o formă de control politic a poporului. Noi la fel de bine suntem regat, de fapt suntem regat, dar ne controlează partidele politic și nu ne lasă să fim liberi. Și nu se acceptă ideea de regalitate pentru că ei controlează politic țara. Mulțumesc.